funcționale și câte mici nefuncționale. Ia. Yeah. Merge sărărița? Ia de drumul ăla. Băi! Spune să dea drumul, să văd că se învârte asta. Asta ce e? Ce faceți cu asta? A, numai lamă. Pe asta trebuia să le lași jos, băi, la inspecție. Că... Ce credeți, domn director, că am venit să vă văd utilajele sau dacă sunt funcționabile în al doilea minut? Dacă ninge peste 10 minute, stăm, utilăm, punem frezele la mișto pe aici, nefuncționale? Credeți că am venit ca alții să fac decât poze? N-ai pus priza la ea. N-ai pus priza. Pune priza, ia priza, nea priza. Peste 5, ninge de o oră și voi ce faceți? Nu vedeți câtă zăpadă e? Ce ați făcut? Reparăm acum utilajele, le punem în funcțiune. Sus, sus! Ești șofer pe utilaje aici? Da. Ești? Da. E prima oară când ești la dezăpezire? Nu e, domnule. Poftim? Nu e. Eu am lucrat pe săgeată la Rebu. Nu mai vă știți. Bun. Nu știu pe ce... Da. Pe plugul care l-am luat eu? Plugul cu săgeată, care ați mers și dumneavoastră, da. Le-ai spus la oamenii ăștia că mă sui pe plug și mergem la dezăpezire? Le-am spus, da. Așa lucrat, se pregătesc ei? Asta e inspecție? Au girofaruri frumoase, luminoase. Mai ales aveți cu oamenii care n-au prestat, învățați. Că a voastră e responsabilitatea. Nu stați în spate la un asigurări, casco sau ce aveți dumneavoastră. E un bun, îl poate strica fără să vrea. Chiar dacă e profesionist, dar faceți instructaj. Și unde e? V-a dat bocanci? Da. Și unde sunt? E iarnă, te duci în Bașcheț sau ai venit la mișto aici? Păi e plajă, mă, aici? Nu-i vorba de tine, e vorba de conducere. Statocită? Nu, asta stă la reuță, la 5 cm. Învață, că nu facem după ureche, că avem nevoie de utilaje. Ia spuneți-mi. Să trăiesc cu respect. Ați mai făcut? Da. Unde? La Rebu, la... Bravo. Urcați-vă în cabină, da. Ce-i? Trăiți. Ai mai făcut unde? La urban. Bravo. Ai mai făcut dezăpezire? Da. Unde? La Supercon și la... Pe ce utilaje ai lucrat? Ferie cu sărăriță și cu lamă. Plug ai lucrat? Da. Ai avut plug? Da, și sărăriță și plug. Ai avut accidente? Da. N-ai luat nicio mașină? Bravo. Doar bocan și veste. Bravo. Și unde? Care dintre voi a luat-o din asta vreodată în anii trecuți și a mers cu ea? Niciunul, nu? Bun. V-a adus aici pentru decoruri. V-a îmbrăcat frumos. Ce ați făcut voi ieri? Care-i la mătură? Care-i la... Ia, ridică mâna sus, muncitori. Domnul director, asta înseamnă figurație. Dacă aveți de turnat vreun film, vă duceți la Buftea sau eu știu la ce studiu, la Hollywood undeva și duceți oamenii ăștia. Care n-au nici înclin, nici în mânecă. Ce credeți, că mă păcăliți pe mine? Păi vă păcăliți pe voi, păcăliți oamenii. Acum trebuie să intre, ăsta nu știe să o pornească, da, păi să intre. Credeți că ce vin aici să vă văd că sunteți ce? Câte au fost funcționabile și câte nu sunt? Din 22 eu am numărat 7 nefuncționabile, nu 2. 7 n-au pornit. 7 n-au... Băi, nu știu, domnule, dimineața, aici nu e dimineață. Mă chem pe mine să văd ce? Să văd oameni care i-ai luat de la mătură și i-ai îmbrăcat să-i pui aici să se țină să lucra de jos de astea? Vi s-a dat bocanci, aveți nevoie, de ce? Aveți uniforme, aveți. Deci formația roșie. Deci niciunul dintre dumneavoastră n-ați condus așa ceva. Și dumneavoastră îmi spuneți mie și toată conducerea domnilor directori
Ce credeți? Că vin aici ce să fac? Poze? Să nu vedem realitatea, să ce? Să dau o comandă și ăsta să nu știe să o pornească, o plecai tu? Păi tu o să o pornești, mă, o să o iei și tu, directore, și tu, directore, și toți directorii, o să mergeți cu ele de nebun prin sector. A făcut cineva, mă, protecția muncii la oamenii ăștia, că merg cu astea pe stradă? Mâine ninge, mâine ninge, domnilor directori. Face cineva, a făcut cineva protecția muncii? Alo, garajul, alo, directorii. Sat fără câini, vreți bani? 7 milioane pe lună. Dacă astăzi ningea, mai bine stătați în garaj, că nu luați niciun leu. Dacă mâine ninge, să văd cum faceți. Vreau informare directă, semnată sub toată conducerea Salubrizare, pentru instructajul de protecție a muncii asupra oamenilor. Nu punem nicăieri niște irresponsabili, un om care dă cu mătura și îl pui să dea, pleacă cu ăsta, găsește un copil în drum, nu știu, se accidentează el, cine plătește, băi? Câți dintre dumneavoastră are carnet aici, de mașină? Cine are carnet? E, domnilor director, o să faceți schimb. Voi ăștia cu carnet o să începeți să conduceți de-astea. Nici măcar n-are cunoștințe elementare. Și a spus pe unul de la mătură că vine primarul, să ieșiți voi bine. Deci, oameni buni, liberi acasă și în program. Acum plecați, lăsați astea aici, plecați și plecați-vă, ori ați fost liberi, ori ați fost aduși de acasă. Plecați acasă și intrați în programul vostru, ce aveți de făcut, unde sunteți repartizați fiecare. Da? Dacă nu, a doua zi la muncă. Liber acasă voi. Lăsați utilajele așa și acasă. Duceți-vă la mături, acolo unde sunt calificați. Nu veniți să faceți poze aici. Figurație. Aici unde sunt, domnule director? Bocancii, vestele. Ce e aici? Trupa de ce? Gică sau culică? Asta și ele care intră pe micile alei, nu? Da, și o să vină cauciucurile de iarnă pe ele. Dar pe micile alei, da? Exact. Între blocuri, da. Ia ridicăm asta. Trebuie să fie în sarcină ca să poată să miște plugul stânga-dreapta. Și de ce nu e în sarcină? Păi trebuie să mergi pe ea ca să se strângă roțile și atunci... Păi mergi, mă, în față un metru să văd cum mergi. Ia mergeți, mă, în față, în spate, da, așa, să văd și eu cum mergeți cu plugurile astea. Ridică plugul ăla, Jiu. Hai, mă, și tu. Fă cer de nebună, face cerc așa de jur împrejur, hai! Hai, dă-i drumul, dă-i drumul! Hai, bă, și tu! Băi! Mișcă, bă, și de ăla, să văd și eu! Mișcă, mă, plugul. În timp ce mergi, mișcă plugul. Ăștia nici nu știu să meargă cu mașina, mă. Ăștia nu știu să meargă, mă, dar păi să mai mișcă. Ia mișcă, mă, de ăla. A? Hai, întoarce roțile. Deci ele încă mai intră, sunt într-un program acum cu deperiat? Exact. Ok. În cauza asta le-am lăsat. În cât timp dat? Bă, dar unele, toate sunt noi, majoritatea sunt noi, mă, nu? Toate mașini de un an de zile care au lucrat, o parte din cele mari sunt noi și care nu au fost funcționale. În rest, cele care le vedeți în stânga au lucrat toate până acum. Sunt întreținute.
pentru... Strâză un foarte înguste. Exact. Alea trebuie folosite. Nu în inconștiența voastră dați drumul la om fără protecția muncii pe un utilaj de acel gen. Scris? Prestația raportată la îmbrăcămintea asta coloristică și aducerea spre ducerea în eroare a primarului, o veți acționa, o voi da o sancțiune. La voi nu mai bine, mai bine tacă. Realizați, spălatul, stropitul și restul, restul înseamnă groapa. Adică candidatul și cred, nu domne, permis te, să vă mint. Te cred. Ei, aici trebuie umblat? Aici trebuie umblat. Credeți-mă, n-am... Pentru că dacă, te duci cu, dacă te duci cu utilajul tău... Păi acum, mai nou, am dispus de săptămâna asta toate gunoierile mari. Tot ce înseamnă menajul. Ian! Dar apare o altă problemă. Doresc și cu domnul... Cine e acolo? Nu, e de la târg. Doresc... nu mâine, dar... Eu văd documente la dumneavoastră. Adun coara, raportat la ce am discutat azi din operativă 100%, să vedem cum și ce fel. Trebuie să o găsim... O să vă explic dacă o să aveți... Nu, aducem și câțiva specialiști și ne punem doar pentru... Deci miercuri cel târziu, într-o... Așa mai pe seară, între 6...